Am început școala generală la Onești. Era prima instituție specializată în gimnastică din lume. Mâncam gimnastica pe pâine. Într-o zi nu am mai rezistat. Am sunat-o pe mama să vină să mă ia. Până să ajungă mama la mine, supărarea am trecuse. Iubeam prea mult ceea ce făceam ca să renunț. Antrenorul, Bela Caroli, a tras-o pe mama deoparte și i-a spus: "E păcat, fiica dumneavoastră are talent." Din acel moment, gândul abandonului dispăruse definitiv. Dacă ar fi să iau cu mine pe o insulă pustie o singură competiție, ar fi cea olimpică din 1984, Los Angeles. Ce duel a fost cu Mary Lou Retton! Acolo am luat 4 medalii de aur. La individual compus, mi-au stins lumina 15 minute ca să nu mă pot concentra. Mi-am adus aminte de ceea ce învățasem și m-am descurcat. Acolo am fost atât de bine pregătită, cred că făceam față și pe întuneric. Când am ajuns acasă, am simțit căldura oamenilor simpli. Era ceea ce conta. Când ți se cântă imnul și vezi în picioare 15-20 de mii de persoane doar pentru tine, îți vine să-ți iei zborul. Este ceva de nedescris.